țară Sfântului Sânge și moartea cea făcătoare de viață a unui născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu Sfântul Tău și al Dumnezeului Tău, Tatăl cel fără de început, și al Preasfântului Tău Duh, de bună voie pentru mântuirea noastră, pe lemnul crucii le-a suferit și prin acelea lemnul crucii care erau arecum spre perzare făcătorilor de rele și celor ce greșeau, l-a arătat a fi binecuvântat, sfânt, de viață dădător și izbăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune ție îl aducem. Trimite acum harul Preasfântului Tău Duh peste acest semn al crucii și o binecuvintează și o sfințește și-i dă-i, ca să fie semn înfricoșător și tare asupra tuturor vrăjmașilor, văzuți și nevăzuți, spre izgonirea și înfrângerea tuturor curselor, ispitelor și asupririlor diavolești. Iar poporului Tău să fie acoperământ puternic, credinței întărire, nădejdii sprijinire și războaie biruință și sporire întru toate faptele cele bune și tuturor celor ce se vor închina ție înaintea semnului acestuia și rugăciuni vor aduce să le fii milostiv, ascultător și îndurat, împlinitor a tuturor cerurilor cele către mântuire. Și precum prin cruce lumea a eliberat de osânda păcatului, așa și pe binecredincioșii care cu credință din suflet aduc ție acest semn al crucii cu puterea crucii iubitului tău fiu, pururea biruitor asupra păcatului, arată-i și le dăruiește lor și nouă tuturor toate bunătățile cele pământești și cerești și prin cruce totdeauna spre bine, pe toți binecredincioși și povățuindu-i, du-i la primirea cununilor cerești, că Tu ești izvorul sfințirii și dădător bogat al bunătăților. Și ție mărire înălțăm împreună și unul a născut Fiului Tău și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Se sfințește crucea aceasta prin stropirea acestei ape sfințite. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și pururea și în veci vecilor. Amin. Se sfințește semnul acestei sfinte cruci cu harul spre Sfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Se sfințește semnul acestei sfinte cruci, cu harul Sfântului Duh și prin stropirea cu apa această sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Pentru numele Domnului, ca ucenice, Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, Cel ce s-a înălțat pe semnul Sfintei Cruci și a murit și s-a jertfit pentru noi și mântuirea noastră, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale sfinte și de viață făcătoarei cruci și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, este Hristoase Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacucerniți părinți, iubiți credincioși, iată că astăzi s-a sfințit o troiță, o troiță care nu este altceva decât o reprezentare a semnului crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos.
Această troiță, bineînțeles, nu este o troiță ridicată întâmplător aici. Cei de la Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Credinței Strămoșești s-au gândit să ridice această troiță în amintirea unor martiri, unor eroi din țara Beiușului. Cine sunt eroii? Care este rolul și rostul lor în istoria noastră? Pentru că acești eroi, iubiți credincioși, n-au apărut întâmplător de-a lungul istoriei. Horia, Cloșca, Crișan, Avram Iancu, Popa Flore, Popa Mihail, Găvruța Petru și mulți alții care au murit aici, în Transilvania, pentru a apăra niște idealuri, n-au murit în zadar și n-au murit oricând, în orice moment, ci au murit, iubiți credincioși, în momentele critice, în momentele când era durere mare. Pentru că atunci când o țară, când o nație trece printr-un moment critic, Dumnezeu îi dă un om sau mai mulți ca să ridice conștiința acelui neam pentru a lupta, pentru a-și apăra drepturile, tradițiile, credința și așa mai departe. Așa s-a întâmplat cu Avram Iancu, Horia, Cloșca, Crișan, mulți alții care au fost în aceeași situație și despre astăzi și despre care astăzi se vorbește prea puțin sau poate chiar sunt dați uitării. Ei, scopul acestei troițe este de a ne aduce aminte și a rămâne aici în istoria Beiușului niște martiri despre care prea puțin se știe. Niște martiri despre care poate mulți dintre noi n-am aflat nici măcar că existau. Popa Flore a fost protopop de Beiuș în anul 1744. Pentru că a luptat pentru credința lui, i-a fost tăiat capul cu sabie. În acea perioadă, iubiți credincioși, în toată Transilvania, era o mare răzvrătire împotriva Imperiul Habsburgic. Ei, de ce era această răzvrătire? Că nu era întâmplătoare. Oamenii s-au răzvrătit, iubiți credincioși, pentru că acești oameni, prin generalul Bucco, prin toată forța lor politică, economică, culturală, încercau să distrugă cultura unui neam românesc. Au scos cărțile ortodoxe din străni și din școlile care existau atunci și le-au înlocuit cu cărți catolice. Au scos limba românească din școli și au înlocuit-o cu limba germană pe care o folosea casa imperială de la Viena. Asta sub pretextul unei dezvoltări culturale. E iată, iubiți credincioși, neamul, simțămintele românești s-au trezit în acești oameni și au luptat pentru a-și apăra ceea ce am spus mai înainte, cultura neamului, sufletul acestui neam și credința. Turcii, când au cotropit anumite părți din țara noastră, s-au mulțumit să le dăm biruri